Hei, Robi, iar pui un vlog de gunoi. Nu e un vlog de gunoi, e un vlog de update pentru că în curând o să urmeze să mă mut la casă și vreau să vă arăt ce am mai făcut pe aici prin apartament. Foarte mari modificări nu sunt, pentru că nu e apartamentul meu și n-am vrut să iau, să vopsesc pereți, să fac tot felul de chestii. Ținem cont că nu e al meu și că în curând o să plec de aici și că mai și plătesc chirie. Așa că am încercat să nu fie cheltuiala foarte mare, pentru că am încercat să pun cât de mulți bani pot la casă. Pentru cei care nu știți, am zis în vlogul ăsta că urmează să mă mut la casă, doar că încă nu e gata și mai avem ceva de plătit la ea, așa că o să mai dureze un pic. Nu uitați să vă abonați cu clopoțel neapărat ca să fiți notificați de fiecare dată când postez, să apăsați butonul de like. Dacă vă place ceea ce fac și dacă mai vreți clipuri de la mine în continuare, cum s-ar spune. Bun, hai să trecem direct la început cu asta. E un cadou pe care l-am de la mama și l-am pus aici că nu știam unde să-l pun, că nu cred că am voie să bat cu el în pereți în așa. Și să nu se supere, domnule, am băgat-o și eu aici. Când plec o să scot și o să iau cu mine. Asta e intrarea, da, asta e holul. Deci un pas mai în spate, mă rog, acum sunt mulți adidași pe aici, că am musafir, dar nu e problemă. Cu el ăsta care nu m-a bătăi de cam da, frate, pentru că dacă agăți 4G în el cade. Și nu exagerez, a căzut de 3 ori, dar e ok, l-am reparat, l-am pus. Aici am un căciuloșa cu... Cele mai proaste chestii, becurile pe senzor, vele, n-o să-mi pun la casă niciodată. Și știți unde mai am bec pe senzor? La baie. Că tot veni vorba de baie, hai să vă baia, dar acum avem multe prosoape, multe chestii, astea, da, ok, e o baie, ok, e o baie. Am soft close la toaletă, ceea ce-i tare, m-a nebunit becul ăsta, ceea ce-i tare, dar cam atât, e o baie, nu-i nimic special, frate. Cu baia am, cadă, ok? Bun, oglinda asta în care mă admir de fiecare dată când fac un outfit frumos, nu... prea fac outfit-uri tari. Aici o cutie mare care de obicei nu e aici. Uite că asta se și împiedică care ești pe gâtul. Pentru că am primit un pachet. O să vă arăt în minutele ce urmează și pachetul pe care l-am primit în cutia asta. Aici în ăsta n-am foarte multe chestii. Gen am niște haine, am... Asta e storage room, ok? Aici am Adidas și... Ia vedeți. Vă bat un pic cu cureaua asta. Stai unde? E auto, frate. Leveu, leve. Nu e leve, pe bune. E un cadou din Egipt. Nici nu vă zic cine mi-a dat cadoul ăsta. Aici avem și următorul volan pentru mașină, că m-am apucat să filmez un clip, dar nu l-am terminat, că s-a stricat mașina între timp, în care cumpăr chestii pe Facebook Marketplace ca să upgradez mașina. Bun, aici ce am, tot așa storage, asta e o cutie cu multe chestii și cam atât. Hai în bucătărie repede, trebuie să trecem repede de fazele astea plictisitoare, gen de hall, baie, bucătărie, ca să ajungem direct în living. Dormitorul e vibe capului. Bă, voi reciclați? Eu am început să reciclez de foarte puțin timp și asta am strâns până acum. Ceva mă face să cred că astea nu sunt capă pe gura aia de acolo, de la... Alea de reciclat, deci probabil nu sunt de reciclat. Deci n-am făcut o chestie foarte bună. În același timp am pus o de-asta de prins muște aici, pentru că eu am crezut, frate, stai, eu am crezut că sunt albine. Da, și că o să facă miere la ușa mea. Da, nu, sunt, da, să vă arăt, sunt niște vieți pe aici care și-au făcut cuib. Și înainte cuibul ăla era de 3 ori mai mare. Bă, era mare rău de tot. Și singura chestie pe care am putut să o fac și a fost cea mai ok de făcut a fost să îl dau jos. Cum l-am dat jos? Eu n-am avut spray de viespi. Că am auzit că există un spray de ăsta special de viespi. Nu, frate, am avut satârul ăsta. Pac! Înțelegi? Și l-am băgat între cuib și perete și i-am dat și s-a dus și a fost bine așa în scăpat de viespi. N-are sens să vă arăt ce am pe aici, nu? Că gen sunt vase spălate, asta e o tigaie, nu arde. În frizider nu vă arăt ce am, că nu prea am. Hai să mergem direct unde vă interesează pe voi cel mai mult. În dormitor, nu, glumesc, nu vă pasă de dormitor, dar dați să vă arăt un pic, ia de aici încoace. Să vă dau un sneak peek de ce nu vreau să vă arăt dormitorul. Back pe senzor, proastă rău, invenția asta, vere. Nu mai merge. Așa, gata. Fii atent. Pac. Ăsta nu mai e dormitor, e storage room-ul meu pentru haine. Aici am eu toate hainele aruncate pentru că, mă rog, vreau să fac o curățenie generală. Mai ales înainte să plec din apartament și, bă, trebuie să-i las luăm ăsta curat, cum a fost când am venit. Edi, dacă te uiți la vlogul ăsta, dă și mie televizorul, bă, că am dat-i tag lui Edi Vasile, puneți story și ziceți să-mi dea televizorul înapoi. Că nu e al meu, ia luăm ăsta de la chirie. Așa. Nu vă arăt încă setup-ul. O să vă arăt green screen-ul ăsta pe care l-am tras pe dreapta, ghiciți de la cine? Cred că de la Gami sau de la Payne. Nu mai știu. Mi se pare că l-am luat din podul lui Gami și Gami l-are de la Payne. Dar acum e al meu. Asta înseamnă că e green screen-ul meu și l-am pus aici în spate pentru că nu știu la ce să-l folosesc, dar mai bine să l-am decât să nu l-am. Toată viața când eram mic mi-am dorit un green screen. Voi nu v-ați dorit niciodată un green screen? Bun, canapea asta care e un gunoi. Un gunoi ordinar de canapea. Hai să vă arăt. Arată, deci. Le arăt, n-am pus să le arăt. Fiate, frate, da, să zicem că vine cineva la tine și vrei și tu să dormi, da, sau să-l culci pe el, sau pe ea, dacă sunteți mai norocoși. Bă, și te pui, da, te pui stagile. Și să zicem că tu noaptea te mai fuiești un pic, bă, și te fuiești, da, pic. A, gata, atât a durat o secundă, să îmi aranjez umărul. Ia-o după tine. Să iau după mine? Hai, fata mea. De ce iese? N-ar trebui să iasă. Mama, dar tu ai văzut ce-i sub ea? Am văzut acum. Că tot vorbeam de curățenia generală. Dați că vă și arăt cum se repară. Pac, băgăm întâi să fie așa, la diagonală. Tac. Gata, am și reparat. Mecanic. Mecanic. Ia vine cu. Of, ce scrie aici?
Off Becro. Off White, cum place mie să-i alint. Așa. Ăsta nu este setup-ul meu, ăsta este setup-ul lui Scream. Aia merge la reciclat, Davide! Davide! Sticla aia merge la reciclat, Davide! Sticla aia merge la reciclat. Da, da. Sunt îmbrăcat ca țăranul, zici că am venit după câmp. E ok. Am așa. Scaunul ăsta care e de la Robi, nu e al meu. Microfonul ăsta care are un braț foarte profesional, după cum vedeți, nu stă să pice, să știți că nu stă să pice. Furi, dacă te uiți la clipul ăsta, sună-mă. Așa, camera asta cu obiectivul ăsta care merge. Ce are, mă, e numărul 1, obiectivul ăla. Numărul 1. Mainstream. Mouse-ul ăsta frumos albastru. Tastatura asta custom, aia ca a lui, numai care are alte keycaps-uri. Creștile astea, wireless, da, le-am băgat la căcat. Doamne, este. Mousepad-ul ăsta mare, monitor de 144, monitor de 60. Zice ai acum... în calculator, că asta așteaptă toată lumea. Ia uite și webcam acolo ce are pe calculator. Da, filmează peretele că mi-e frică mie cu ventilatoarele. Cu hackeri. Da, cu hackeri, că se vede semnalele pe cameră. Așa, deci calculatorul ăsta, i7-12700K, RTX 3060 Ti. Zi de RAM, zi de RAM. 32 GB RAM, 1 tera SSD. Bun, ăsta m-a făcut la PC. Bă, PC-ul pe care l-am eu, că l-am găbat, mă, e numărul 1, dar de unde, că uite, că aveam placa video. Ia să vadă băieții cum desenează băiatul aici. Ia uite-l. Să mor tu că tu l-ai făcut. Spider-Man. Bun, acum în rândul meu, da, o să vă arăt și eu setup-ul după ce o să vă arăt televizorul. Asta e unul din cele două televizoare pe care le am. Doar că unul e la Eddie. Și Eddie a vândut apartamentul și Eddie trebuie să-mi dai înapoi televizorul, că parc mufa. De nu de YouTube de 100.000 de abonați, de fiecare dată când îl pun așa undeva. Momentan la domnul n-am voie să dau găuri în pereți, că l-aș fi afișat, frate. L-aș fi pus așa pe perete, frumos să mă văd. Să mă văd în el, gen. Dacă n-am unde să-l pun, îl pun și eu aici, să-l văd în fiecare zi când mă trezesc. Să știu, bă, am muncit ceva, am primit și trofeul ăsta și ce fac acum, să nu mai postez? Păi prost să fiu. Televizorul, un baby Yoda mic pe care l-am primit cadou de majorat și am pus un trandafir în cap pentru că îi ține loc de păr. Televizorul, chestia asta, o nercare, nu e a mea. Și aici, nu știu dacă ați văzut la începutul clipului, tadam! Ăsta da oner. Nu. Astea. Astea sunt niște periferice de la SteelSeries, da? Avem niște căști, avem un microfon, avem două tastaturi. De ce vi le arăt pe vlogul ăsta? Pentru că fix astăzi le-am primit și normal nu trebuia să vi le arăt și în vlogul ăsta, dar sunt eu băiat cu bun simț și vă spun de oferta lor și acum pe vlog, pentru că vlogul ăsta îl filmez azi și îl pun tot azi. Aveți la mine pe Instagram linkul de la produse. Sunt mega reduse, frate, le luați. N-o să mănânc noroi și o să zic că le luați aproape gratis, dar sunt la reducere. Dacă aveți nevoie de căști, mouse, tastatură, mousepads, boxe, ce aveți voi nevoie, intrați pe linkul pe care l-aveți la mine pe Instagram, pe story, și uitați-vă acolo la oferte. Am și eu nevoie de o tastatură. Uite, frate, pentru tine am pasta. Mamă. Dar da. Te iubesc. Dar nu puneți noi aici ca să arate frumos că mai am de filmat cu ele, după aia îi dau tastatura. Facem abstracție de cutia care e acolo și o să luăm ghiozdanul ăsta ca să vă arăt că ăsta e cel mai important ghiozdan pe care l-am. Mă rog, aici are niște ulei, că s-a desfăcut ăsta o sticlă. Nu știu dacă s-a vărsat pe bune gen în portbagaj din cauza mea sau în sticla, dar eu cred că nu. Și sper că nu. Chiar era spartă? Da. Okay. În ghiozdanul ăsta e ghiozdanul cu care îmi fac eu treaba, gen ghiozdanul de vlog. Am laptopul. Ia uite milioanele cum stă în laptop. L-am cumpărat de la Paul, da? Lemn, și Paul l-a cumpărat de la Mane, da? Deci eu am luat MacBook-ul ăsta care costă vreo 4 și ceva de milioane. La 25 de la Paul, prietenul meu. Bă. Paul 2M, mulțumesc mult, Paul, te iubesc. Nu zice prețul pe vlog, că poate vrei să-l sărești tu mai departe. Nu, e laptopul meu și dacă vreți să-l cumpărați de la mine, pentru că a fost în mâinile mele, vi le dau cu 3.000 de lei. Dar cine-s eu, bă? Siriac? Așa, după aia avem aici o cutie, o găleată pe care am primit-o PR package de la Chupa Chups, în care mi-am băgat eu tot felul de chestii. Am o carte, am auzit că dacă vrei să ajungi om cu bani mulți, trebuie să citești cartea asta. Am cumpărat-o, am citit foarte puțin, am văzut că nu prea am făcut bani și am lăsat-o aici în găleata asta. Mă rog, și mai am încă o găleată, încă o cutie, încă o carte. Prost rău de tot. N-ai știut să citești. Mai am încă o carte care am auzit că și cu aia faci bani mulți și n-am făcut bani și am lăsat-o deoparte. Bun! Acum am ajuns în locul meu preferat. Fiți atenți. Stați așa, hai să începem din partea asta, că aici avem și calculatorul. Portofelul nu vă interesează pentru că vă jur că e gol. Ăsta e un euro pe care l-am din un dolar. Pe care l-am din Egipt, când am fost cu fratele sa aici și el are un dolar și am zis, bă frate, noi îi păstrăm pe ăștia. Noi îi păstrăm pe ăștia pentru că suntem cei mai buni prieteni și trebuie să avem toată viața dolarul ăla. Ei bine, Sike, dacă îl mai ai, dă-mi o poză cu dolarul ăla după vlog. Ziceți-i lui Sike să dea poză cu dolarul sau să uite la vlog, o să-și dea el seama despre ce e vorba. Avem aici cheia de la mașină, da? Poți să are mașina? Încă nu. De pentru că nu e vorba de mașina asta. Mașina asta am primit-o cadou de la Ștefu. Ștefu, te iubesc, mulțumesc mult, o să aibă un loc special. E raftul pe care o să-l fac cu chestii tare pe care le primesc de la voi sau de la YouTube sau gen
premiile mele. Asta e cheia de la Passat, de la Passatul lui tata. Și mă gândesc foarte serios dacă, uite, înainte să pun clipul ăsta, o să-i dau blogul tata pe canal, ca să nu vadă el ce mai postez. Și dacă vreți, putem să facem o serie în care îi restaurăm mașina, pentru că, uite, hai să încercăm să o arătăm. Dacă să treacă ITP-ul, avea portierele ruginite, era vai de capul ei, gen, și jos e cu negru vopsită. Și mă gândeam că poate cum ar fi să-i pun mașina lui tata pe perne de aer, vere, să o cobor așa. Păi nebunește, bă, toată faza e că tata nu e în România, tata e în străinătate, da? Și dacă i-am dat blog pe canal, el nu poate să vadă ce mai postez, că tata nu știe să-și facă 10 conturi de YouTube, să mă stocărească sau așa, are unul și bun. Dacă îi dau bani pe ăla, voi alegeți în secțiunea de comentarii, îmi scrieți și îmi lăsați mesaje să vedem dacă îi facem mașina lui tata tare sau nu, dar fără să știe. Vă jur pe cea mai scump că îi dau bani să nu vadă gen ce facem cu seria. Am un mesaj foarte important pentru voi, uitați aici, nu acolo, aici. Foarte important și foarte interesant. Am găsit chestia asta în lift și am luat-o și am vrut să o păstrez, pentru că sunt de acord cu mesajul frate și vreau să-l am întotdeauna la mine în casă. În calculator avem RTX 2080 Super cu 32 GB RAM, DDR4 pe referență 3200 cu Ryzen 7 3900X, dacă nu mă înșel, sau Ryzen 9 3900X. Cred că Ryzen 9 3900X, nu Ryzen așa. Am înțeles tot. Oamenii de acasă probabil au înțeles. Bă, iertați-mă că vorbesc repede sau dacă vă deranjează că vorbesc repede, eu încerc să mă mișc puțin așa pe fast forward ca să nu vă plictisiți. Asta e camera pe care o folosesc drept webcam, dar mă rog, în ultimul timp folosesc asta drept webcam pentru că are un alt fel de obiectiv și pentru că îmi bate lumina de acolo și n-am cum să o acopăr, ăsta prinde mai multă lumină, e mai bună asta. Asta e o lumină, asta de asemenea e prima cameră pe care am avut-o eu când am început să fac YouTube, Sony A7000, nu vă recomand, de ce? Pentru că filmează Full HD, nu cred că filmează și 4K. Și pe lângă asta nu puteți să-i puneți microfon cu jack gen, adică nu puteți să-i puneți lavaliere, nu puteți face nimic. Dacă vreți să trageți sunet pe aia, să trageți sunet în telefon sau în lavalieră în ele și să-l sincronizați voi la edit și e bătaie de cap. Nu vă recomand de început. Avem aici un microfon de-asta. Bă, nu știu dacă pot să zic numele de branduri. Dar SteelSeries e tare rău de tot, da? V-ați prins voi? Eu am microfonul ăsta cu băiatul ăsta, cu mixerul ăsta de sunet. Am trei monitoare, ăsta e 360Hz și astea două sunt de 144 sau 75 dacă nu mă înșel. Doar că eu le-am setat pe mai puțin pentru că sunt monitor 2 și 3 și n-am nevoie de Hz mulți la ele. Toate sunt ținute de brațul ăsta de monitoare, de trei monitoare gen. Căștile astea wireless, mouse-ul ăsta care mi-a fost alături foarte mult timp. Calculatorul, v-am zis, birou pe care l-am luat eu din Ikea și l-am construit eu cu mânuța mea. Mousepad-ul este unul foarte bun. Și tastatura este una de la QWERTY. Prietenii noștri, mulțumim foarte mult QWERTY pentru tot ce ați făcut pentru noi. Am și rățușca asta pe microfon care mi-aduce aminte în fiecare zi că sunt iubit. Bun, bă, pe bune, iertați-mă dacă v-am deranjat că am vorbit repede. Normal, mai am și niște chestii, bă, Walcon, am bara de la mașină, am niște praguri cu care mi-am luat țeapă. Foarte urât băiatul de pe OLX care mi-a dat țeapă. Mă, dar de ce mă filmezi câși așa? De ce am? N-am spațiu mult la cap? Foarte urât băiatul de pe OLX care mi-a dat țeapă și te-am întrebat, bă, dar la mașina asta sedan merg pragurile astea? Și mi-ai zis da. Și uite că stau cu ele pe balcon. Mulțumesc mult, te țin minte și nu mai cumpăr de la tine. Ăsta a fost, abonați-vă, dați like. V-am pupat, pa! Money line, I'm a runner.